vom putea călători în America fără vize. Anunțul urmează să fie făcut de către autorități pe 15 octombrie. Mai avem puțin până departe, până în America mai exact, unde vom putea călători fără vize începând cu 2025, dacă vom scădea rata de refuz la 3%. În iulie, Guvernul României a lansat campania Calificăm România, care vizează includerea țării noastre în programul Visa Waiver. Prin aceasta, cetățenii deținători de vize erau rugați să meargă la ambasadă să le reînnoiască până pe 30 septembrie. Pentru cine are deja viză, e mult mai ușor să o reînnoiască și astfel putem atinge mai repede acel prag de 3% care ne ține legați de birocrație. Iar demersul ăsta e susținut și de autoritățile americane, așa că e mai mult ca sigur că de la anul nu vom mai sta cu dosărelul să așteptăm viza și cel mai probabil anunțul urmează să fie făcut într-o lună și jumătate dacă românii se mișcă puțin în sensul ăsta. Așa că vă rog și eu, cine are viză de America și urmează să expire, mergeți și o reînnoiți ca să scăpăm odată de tot deranjul ăsta.